lipsă de sens. Asta e cel mai nasol. Că nu e... Eu nu pot să zic că am avut. Am văzut că sunt oameni care descriu că a fost durere sau, știi? Eu aveam în același timp și o furie. Și o... Era o furie foarte mare. Nu era... Sigur, era și o durere, dar erau foarte multe sentimente emoții negative amestecate tot timpul, dar cel mai nasol lucru era o lipsă de... Eu simțeam că nu mă îndrept nicăieri, că nu urmează... Deci aveam senzația că n-am pământ sub picioare, că nu urmează nimic, că... Și că dacă urmează ceva, nu e pentru mine, nu o să fac față, nu sunt potrivit. Asta înseamnă.